Slăviți să fie Domnul! Andrei și Cristina, venit din ziua de astăzi, cei pe care aș vrea să-i văd mai mult zâmbind astăzi, cei pe care aș vrea să-i văd că ne transmit bucuria care o au, pentru că știm, toți suntem bucuroși în această zi. Toți suntem bucuroși că îi însoțim în ziua aceasta minunată pentru ei, în care și ei sunt bucuroși. Dar aș vrea să zâmbiți mai mult. Aș vrea să zâmbiți mai mult pentru ca și noi să vedem într-adevăr că bucuria voastră e mare. Aș vrea să vă citesc un verset în această zi. Din Eclesiast, capitolul 4, versetul 12, spune în felul următor. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită între ei nu se rupe ușor. Dragii mei tineri, dragii mei Andrei și Cristina, de la început vi s-au spus sfaturi legate de căsnicie și de cât de importantă este pornirea voastră în viață împreună cu Isus. Și-aș vrea să continui și eu aceste sfaturi, să vă spun că, într-adevăr, așa cum spune Eclesiastul, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Și doi sunt mai puternici. Așa că Dumnezeu a rânduit să vă facă una. Să deveniți o familie puternică. Și m-am bucurat în dimineața aceasta la biserică că Părintele a apreciat așa de mult curajul vostru și un nou avânt la ceea ce ar trebui să fie. Adică să participați la liturghie de la început. Lucrul acesta v-a făcut special în această zi. Pentru comunitatea de acolo ați devenit mai special decât alte cupluri care au mers în fața Domnului să fie cununați. Și aș vrea să vă spun că sunteți chemați într-adevăr să fiți speciali. Societatea noastră se confruntă astăzi din ce în ce mai mult și familiile sunt tot mai răgășite dintr-un singur lucru. Pentru că nu-și mai au un scop. Dacă vorbești cu familiile care trec prin greutăți în zilele noastre, observi că familia nu-și mai are rostul. Oamenii aceștia nu mai văd niciun scop, nu mai văd niciun rezultat de a rămâne o familie și de a continua să trăiască împreună. Și Andrei și Cristina, aș vrea să vă fixați foarte bine scopul în viața aceasta. Aș vrea să știți de la început pentru ce v-a pus Dumnezeu și pentru ce v-a unit Dumnezeu să fiți împreună. Care e scopul lui Dumnezeu cu voi și să vi-l urmați? Pentru aceasta aș vrea să vă spun o poveste. Trei lucruri vreau să vă transmit în această zi prin două povești. Una spune în felul următor. Se spune că un evanghelist a mers în triburile din India, unde nu erau creștini. Și s-a stabilit într-unul dintre triburi și a început să trăiască acolo împreună cu familia lui și cu copiii lui. Și a trăit ani și zeci de ani, 30 de ani a trăit acolo în comunitatea aceea și nu le-a spus prea multe despre Hristos. Și a murit omul acesta și a fost îngropat acolo în comunitatea aceasta. Aceasta a fost dorința lui, să fie îngropat acolo în comunitate. Și după alți 5 ani au ajuns acolo alți evangeliști care au început să le spună despre Hristos. Au început să le spună despre ce înseamnă o viață cu Hristos. Ce înseamnă să trăiești o viață în care ai scop, urmarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ai un scop în viață de a trăi frumos și de a fi un exemplu și de a fi un copil al lui Dumnezeu. De a fi o familie exemplară pentru numele lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au spus în felul următor, acești oameni din trib au spus: auzi, domnilor, nu știu ce ne predicați voi, nu știu despre ce Dumnezeu ne predicați, dar vreau să vă spunem că acest Dumnezeu a trăit aici cu noi 30 de ani. Și haideți cu noi să vă arătăm unde e îngropat acum. Și au mers la mormântul omului de la început, care a trăit 30 de ani acolo. Omul acesta, prin exemplu vieții lui,
prin viața lui, prin exemplu și puterea faptei care a făcut acolo, l-a vestit pe Dumnezeu. Mă rog Domnului, ca și în comunitatea în care trăiesc, după ani să spună oamenii că aceasta a fost o familie care a trăit împreună cu Hristos. Andrei și Cristina, nu știu unde Dumnezeu vă va trimite și unde vă va pune să lucrați în via Lui, dar aș vrea după ani să se vadă prin faptele și prin viața voastră, oamenii de acolo să poată spune, aceasta este o familie, într-adevăr, o familie care îl urmează pe Hristos. Faceți-vă un scop în urmarea lui Hristos. Al doilea lucru, aș vrea să vă spun să nu se depărteze de la voi rugăciunea și studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Acestea sunt două lucruri foarte importante și aș vrea să vă îndemn să vă rugați pentru orice, și direct și pragmatic. Aș vrea să vă spun că la nuntă la noi, la nuntă la mine și la soția mea, în 2005, acum 9 ani, cineva ne-a predicat și ne-a spus, dragii mei, vă rog să vă rugați și pentru rezultatele din familia voastră, și financiare, și spirituale. Orice lucru aduceți-l în fața Domnului, direct și clar. Nu pentru că Dumnezeu n-a ști trebuințele noastre, dar aduceți-l în fața lui Dumnezeu cu toată deschiderea voastră, cu toată inima deschisă, cu toată mintea deschisă. Și Dumnezeu vi le va împlini. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut câțiva ani din căsnicia noastră în care n-am fost foarte atenți la acest detaliu al căsniciei. Acest detaliu face parte din scopul pe care l-ai împreună cu Hristos. Și au trecut câțiva ani până ce ne-am dat seama. Și nu spre laudă, dar îmi place să le spun tinerilor când pornesc în viață. Zi de zi căutați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ne trezim dimineața, mai dimineață cu 10 sau 20 minute sau jumătate de oră și citim un capitol din Sfânta Scriptură. Am reușit să citim până acum de două ori Biblia. Vreau să vă spun, Andrei și Cristina, să vă faceți un obicei din a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria care o aveți în timpul zilei, după ce a studiat și vă rămâne gândul la Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă poate descrie nimeni și nici eu nu vă pot descrie și nici voi nu o să puteți decât simți în viețile voastre. Și al treilea lucru, vreau să vă spun să știți când să tăceți unul față de celălalt și când să vorbiți. Aceasta înseamnă înțelepciune. Aceasta am văzut în familia ta, Cristina. Și aceasta cred că este un alt ingredient pentru un scop bine definit și pentru o căsnicie la care sunteți chemați. Sunteți chemați să fiți diferiți. Sunteți chemați să faceți diferența. Suntem chemați, dragii mei, să facem diferența. Dacă alții nu mai văd niciun scop în a avea o căsnicie, dragii mei, Dumnezeu ne-a învățat lucrul acesta. Se spune că pe un lac au trăit două rățuște și un broscoi. Și au trăit așa de frumos și au fost așa de bucuroși, se ajutau unul pe celălalt, vorbeau împreună și petreceau timpul împreună. La un moment dat, în timpul verii, cum ești acum cald, a secat lazul acela. Și rățuștele puteau să zboare, dar broscoiul nu. Și s-au alipit așa de tare aceste două rățuște de broscoi, încât n-au vrut să lase acolo, să rămână singur. Și au stat ele într-o dupămasă și s-au gândit care ar fi soluția. Că noi putem să zburăm la un alt lac, dar ce facem cu prietenul nostru, cu broscoiul? Și s-au gândit ele și s-au pus la cale cu următorul care a spus. Uite, luăm un băț, eu prind de o parte, tu prinzi de cealaltă parte și broscoiul se prinde cu gura de băț. Și ne luăm zborul și zburăm toți trei până la următorul lac. Zis și făcut, așa s-a întâmplat. I-a pus în practică, au găsit bățul, s-a agățat broscoiul și au zburat. Și când treceau așa peste o casă, un bătrânel s-a uitat la lucrul acesta și a spus, uite-mă ce lucru înțelept. Oare a cui a fost ideea? La care broscoiul a spus, a mea. Știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? S-a dus broscoiul la pământ.
Ei, Cristina și Andrei, ar vrea să învățăm din această întâmplare hazlie când trebuie să vorbim și când să tăcem. Și cum să o facem. Dacă lucrurile acestea o să fie în căsnicia voastră, atunci, cu siguranță, Dumnezeu și comunitatea unde o să trăiți o să se bucure de familia voastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.